Präsident, herzlichen Dank. Domnule președinte, mulțumesc, doamnelor și domnilor, dragi colegi. În ultima legislatură am avut multe dezbateri privind Moldova. Nici una dintre ele nu a fost pozitivă. De aceea mă bucur și permiteți-mi să recunosc. Sunt recunoscător pentru faptul că această țară a început în sfârșit să se transforme dintr-un stat capturat într-o democrație care își revine. Domnule președinte Karas, cred că înalta reprezentantă primește cuvântul prima la începutul dezbaterii. Otmar? I think the High Representative should perhaps give us an update. Cred că probabil ar trebui să dați cuvântul întâi în alte reprezentante pentru a ne face o introducere. Președintele, îmi cer scuze, m-am grăbit. Voiam să spun că încheiem dezbaterea pe punctul precedent și acum dau cuvântul din nou, doamne vicepreședinte, pentru a ne informa cu privire la situația din Moldova. Thank you. I'm sure it wouldn't differ too much from. Mulțumesc. Sunt convinsă că mesajul meu va fi destul de similar cu cel al lui David McAllister, dar de dragul funcționării corecte a separației instituționale, trebuie totuși să spun câteva cuvinte înainte de a asculta opinia noastră în legătură cu situația din Moldova, dar din ce a spus domnul McAllister în primele propoziții sunt de acord. Am avut multe dezbateri despre Moldova aici în hemiciclu în ultimii ani și de foarte puține ori au fost dezbateri încurajatoare sau pozitive. Poporul Republicii Moldova a cerut o schimbare, a cerut reforme care să ducă țara înainte. Lucrul ăsta a devenit din ce în ce mai evident recent. Uniunea Europeană a urmărit situația din ultimele luni, dar și din anii anteriori, îndeaproape ca vecini, ca parteneri, dar mai ales ca prieteni ai poporului din Republica Moldova și ne bucurăm că Republica Moldova are acum un guvern hotărât să lupte cu corupția și să reformeze țara. Evident, după ce se scriu programe, reformele trebuie să se întâmple în realitate și schimbările trebuie să se producă. Vreau să vă reamintesc care era situația acum un an, când am avut o dezbatere de urgență în Parlament privind Moldova. Situația atunci era realmente critică. Alegerile pentru primar fuseseră anulate la Chișinău printr-o decizie dubioasă a tribunalului. A fost un moment dificil în relația noastră cu Moldova, a trebuit să luăm decizii neplăcute, dar necesare când am suspendat asistența macrofinanciară pentru că Republica Moldova nu își îndeplinea propriile angajamente. Apoi, în iunie, după alegeri, a fost o criză instituțională scurtă, dar foarte profundă și împreună cu domnul comisar Johannes Hahn am spus clar opoziției că ne așteptăm ca guvernul democratic și legitim să poată să se instaleze și statul de drept să fie respectat. Cu toți am fost ușurați când în cele din urmă noul guvern a putut să înceapă să funcționeze și când criza constituțională s-a rezolvat într-un mod clar și pașnic. Programul noului guvern are în centrul său multe priorități care sunt clar exprimate în acordul nostru de asociere cu Republica Moldova. E foarte bine să vedem că agenda vorbește de reforme structurale, de lupta mai eficientă împotriva corupției, dar și de independența justiției și de îmbunătățirea cadrului electoral. Acestea nu sunt cereri care vin din partea Uniunii Europene, ci din partea poporului Republicii Moldova și pe care Uniunea Europeană e gata să le susțină. Mă bucură că în aceste prime săptămâni contactele noastre cu noștri omologi de la Chișinău au fost intense și foarte pozitive. Comisarul Hahn a fost la Chișinău în iunie, doamna prim-ministru Sandu a fost la Bruxelles la începutul lui iulie și ieri la Bruxelles l-am primit pe noul ministru de externe, Nicolae Popescu, la Consiliul nostru pe afaceri externe și am avut o discuție despre cum să progresăm cu implementarea acordului de asociere. Pe cum știți, pregătim măsuri concrete ca să susținem țara pe baza reformelor și din acordul de asociere și parte din aceasta înseamnă și deblocarea asistenței care până acum a fost suspendată. Ieri s-a confirmat că noul Consiliu de Asociere cu Moldova va avea loc în toamnă.
De asemenea, ministrul de externe a confirmat că noul guvern va lupta decisiv cu corupția și va aborda problema politizării instituțiilor de stat, inclusiv sistemul judiciar. De asemenea, ne-a confirmat că Republica Moldova are un interes puternic în parteneriatul său cu Uniunea Europeană, atât politic cât și economic. Și vreau să adaug din nou că acest parteneriat nu are nicio legătură cu geopolitica, cu sfere de influență. Cred că evenimentele recente au demonstrat foarte clar că pentru poporul Republicii Moldova, ce contează sunt reformele, schimbările pozitive și nu calculele geopolitice. De asemenea, vreau să spun foarte clar, vedem toate intențiile bune și toate argumentele bune, dar ce va conta va fi implementarea acestor intenții și lucrurile concrete, reale, schimbările reale și concrete în țară. În acest spirit, ce vrem să facem este să continuăm să susținem procesul de reforme în reforma. Noi nu facem politică și mai ales nu ne amestecăm în politica internă a țării, ci relaționăm cu instituțiile pe baza programelor, pe baza conținutului de reformă concret, și cred că acest moment reprezintă o oportunitate pentru această țară și noi vom fi gata să îi ajutăm, să îi acompaniem pentru că ei se poată avea succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum ordinea este restabilită și domnul McAllister poate să ia cuvântul. Aveți cuvânt. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul a doua oară. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, în ultimul legislatura precedentă am avut multe dezbateri despre Moldova și niciuna n-a fost pozitivă. Deci sunt mai mult decât fericit, sunt realmente ușurat că țara aceasta în cele din urmă se transformă dintr-un stat capturat într-o democrație care își revine. Este o victorie uriașă pentru toți moldovenii care au votat pentru schimbare. Noul prim-ministru este Maia Sandu, care are o mulțime de provocări pe care le-a menționat Federica Mogherini. Lupta împotriva corupției, reforma justiției, depolitizarea administrației de stat, reforma electorală și un peisaj multilateral în materie de politică. Reforma trebuie să fie însoțită de ideea de a face față divizării sociale și să ducă la dialog între partide la Chișinău. Stimați colegi, doamna Sandu va veni la Consiliu săptămâna viitoare, pe 24 iulie, și vom continua atunci dezbaterea cu doamna Sandu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este doamna Calurand Marina. Thank you! Mulțumesc, doamnă Mogherini. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru observații și vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul față de partenerii noștri estici. Moldova a trecut prin crize politice și a fost încurajatoare evaluarea ta după ce v-ați întâlnit cu oficialii moldoveni. E crucial ca Moldova să continue reformele democratice și să rămână pe calea pro-europeană. E important să continue eforturile active pentru implementarea deplină a acordului de asociere UE-Moldova, inclusiv acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Și e crucial ca noi să susținem aceste eforturi atât timp cât Moldova rămână pe cursul pro-european. Vreau să folosesc această dezbatere pentru a spune sus și tare că Moldova este un partener important și noi, socialdemocrații, rămânem angajați în susținerea viitorului acestei țări. Și ca cetățean estonian vreau să vă asigur că vom continua proiectele de cooperare bilaterale. În cele din urmă, mă încurajează să știu că Uniunea Europeană va relua susținerea bugetară pentru Moldova, 14,46 milioane de euro, sumă care a fost anunțată ieri de domnul comisar Hahn. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim chiar. Domnul Austrevicius acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi. Parteneriatul UE-Moldova este bazat pe valori comune, respect al principiilor democratice, stat de drept și libertăți fundamentale. Ca raportor permanent pentru Moldova, am fost întotdeauna un susținător
al importanței întăririi criteriilor democratice în relația noastră cu Moldova și în dezvoltarea internă a acestei țări. Vreau să vă reamintesc memorandumul comun al tuturor instituțiilor europene din iulie 2017, care sublinează criteriile democratice și nevoia de a respecta libertățile fundamentale și legătura dintre acestea și asistența macrofinanciară. Uniunea e în continuare angajată față de acest memorandum și dintr-un motiv foarte bun. Susțin și salut această revoluție tăcută care a avut loc în iunie, luna trecută, împotriva acestei politici de oligarhizare a statului, de captivare a statului și de crearea unui sistem de corupție de stat. Noul guvern al Republicii Moldova are nevoie de susținerea și solidaritatea noastră. Conform principiului, mai mult pentru mai mult. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Hautala. Thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. Am onoarea și plăcerea de a prezida o mică misiune parlamentară pe 24 iunie. Am fost în Moldova după aceste evoluții pozitive din Moldova în numele lui David McAllister, cu domnul Siegfried Mureșan și cu Claire Moody. A fost o misiune mică, foarte scurtă, dar cred că a meritat, pentru că am avut posibilitatea ca într-un timp foarte scurt, aproape o jumătate de zi, să ne întâlnim cu Maia Sandu, noul prim-ministru, să auzim de la doamna Sandu la ce acorduri s-a ajuns cu Partidul Socialist prietenos cu Rusia. Am fost convinși că există un numitor comun puternic pentru a scăpa de corupția la nivel înalt care afecta această țară și sper că acum partidele politice europene vor susține evoluțiile pozitive și nu vor ajuta capturarea statului de către Parlament. Trebuie să aflăm ce s-a întâmplat cu frauda de la bancă, cu acel scandal uriaș de acum câțiva ani, iar prim-ministru trebuie să aibă acces la ancheta a doua internațională pentru a vedea ce s-a descoperit. Mulțumesc, doamna Bilde Dominic are cuvântul. Merci, monsieur. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă Republica Moldova a demonstrat ceva, este capacitatea sa de a ajunge în mod autonom la soluții interne, naționale. Vanitatea strategiei Uniunii Europene de la acordul de asociere din 2016 a dat greș. Câte rapoarte, câte acțiuni, câte programe de reformă au fost făcute ca să ajungă până la urmă la o criză instituțională deschisă. Și Uniunea n-a reușit să câștige de partea sa inimile oamenilor. Deși țara a fost inclusă într-un spațiu de liber schimb, s-au liberalizat vizele, dar în 2015 moldovenii încă susțineau integrarea în Uniunea Euroasiatică, mai degrabă decât Uniunea Europeană. În această criză, pro-rusul Igor Dodon se impune ca omul politic aureolat de cea mai mare susținere populară, în timp ce pro-europenii, europeanul Plahotniuc a fost cel care a provocat tot acest scandal. Astfel că în Moldova, ca și peste tot în altă parte, orizontul european este în scădere și peste tot Bruxelles-ul trebuie să țină seama de Rusia. Merci. Mulțumesc, domnul Helmut Scholz. Danke, Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă înalt reprezentant, Moldova trece acum prin vremuri politice furtunoase și atât de mulți cetățeni ai acestei țări, care este cea mai mică și cea mai săracă din Europa, jinduiesc deschiderea societății lor. Noul guvern, Sandu, este acum în fața unei sarcini importante, și anume a permanentiza și a aprofunda reformele politice și economice. Pentru că regimul corupt, Plahotniuc, a lăsat urme adânci, instituții de guvernare, sistemul juridic, procuratura, mass media, toate se găseau sub puterea sa. Acum este momentul de a restabili funcționalitatea instituțiilor democratice și în același timp de a opri procesele împotriva celor care au fost acuzați pe nedrept. Comisia Europeană și Serviciul de Acțiune Externă trebuie să pună la dispoziție tranșele care au fost suspendate numai atunci când se dovedesc progrese efective
în modificarea situației actuale. Iar miliardele care au fost furate în continuare nu s-au întors la oameni. Deci aici trebuie să fim foarte atenți și vom fi foarte atenți. Mulțumesc, doamna Christina Jordan. Good evening. Bună seara. Poporul Republicii Moldova trebuie să-și rezolve singur problema internă. Are nevoie de susținere, de sfătuire, dar nu de interferență politică. Moldova trebuie să fie independentă. Aș vrea să le spun, nu vă apropiați de instituțiile nedemocratice, dar noua președinta Comisiei pe care a fost aleasă astăzi mi-a atras atenția cu o propoziție. Poporul nostru, talentul nostru, diversitatea noastră. Și m-am uitat astăzi la europarlamentar și n-am știut ce vrea să spună. Bănuiesc că ideea ei de diversitate este diferită de a mea și de cea a partidului meu. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Mureșan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă înalt reprezentant, stimați colegi, Republica Moldova are astăzi cel mai reformist și cel mai pro-european guvern din ultimii 30 de ani. În urmă cu 3 săptămâni m-am aflat într-o misiune oficială a Parlamentului European în Republica Moldova, am avut întâlniri cu prim-ministrul Republicii Moldova și cu alți oameni politici, am plecat încurajat și optimist de acolo. Actualul guvern al Republicii Moldova dorește apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, dorește restabilirea încrederii în instituțiile statului, inclusiv în justiție. Dorește justiție, dorește dreptate, dorește stat de drept, dorește combaterea fraudei de combaterea fraudei și investigarea fraudei de 1 miliard de euro din sistemul bancar, dorește mass media independentă și puternică, este un guvern care merită ajutorul nostru. Cum putem ajuta acest guvern? În primul rând, deblocând cât de curând asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro, Guvernul Republicii Moldova este dispus să îndeplinească toate condițiile, iar în al doilea rând, prin cât mai multe vizite în Republica Moldova, doamnă înalt reprezentant, vă solicit să mergeți cât de curând în Republica Moldova, să spuneți cetățenilor Republicii Moldova că suntem alături de ei și să le vorbiți despre beneficiile concrete ale apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Thank you. Madame Santos Isabel. Mulțumesc, doamna Isabel Santos. Obrigada, senhor presidente. Cara alta representante, caros colegas, nos últimos anos assistimos a uma degradação. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ultimii ani, statul de drept din Republica Moldova nu mai era compatibil cu ce se întâmpla. Iar dacă ne gândim la evoluțiile recente, deblocajul asistenței macrofinanciare anunțată de comisarul Hahn ar trebui să fie o încurajare, astfel încât să se respecte și o serie de condiții. Respectul libertății și independenței presei, respectul pentru oponenții politici, lupta împotriva corupției, reforma sistemului judiciar și a sistemului electoral, ancheta clară privind frauda fiscală din 2014, sunt etape fundamentale ale regenerării societății din Moldova, care e dintre cele mai sărace din această zonă și multă lume a emigrat din acești ani pentru că nu avem nicio perspectivă de viitor. A venit momentul unor schimbări și ar trebui să fie folosit de toate forțele politice pentru a găsi o soluție pentru un guvern stabil în sensul intereselor moldovenilor. Mulțumesc! Doamna Strugariu Ramon are cuvântul la acum. Domnule președinte, drumul european al Republicii Moldova este acum mai deschis ca niciodată, datorită curajului Maiei Sandu, datorită curajului guvernului, dar mai ales al oamenilor care și-au dorit foarte mult această schimbare. Coaliția trebuie să-și respecte acum angajamentele pe care și le-a luat față de cetățeni și să curețe instituțiile de oligarhi. Este nevoie de o justiție puternică și independentă în Moldova, o justiție care să investigheze cum s-au cheltuit și cum au dispărut peste 70 de miliarde de dolari care au fost spălați prin Republica Moldova. O justiție care să folosească raportul Kroll 2 pentru a afla cine și cum a furat 3 miliarde de dolari din sistemul bancar. Societatea civilă și jurnaliștii au fost în tot acest timp gardieni ai statului de drept și democrației
și aș vrea să salut deschiderea guvernului pentru a transforma statul într-un partener de încredere al societății civile. Moldova trebuie sprijinită tehnic, politic și mai ales financiar pentru a implementa aceste reforme. Vă cer acest efort pentru că Moldova merită să fie în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Lagodinski. Madam High Representative. Mulțumesc, domnule înalt reprezentant, dragi colegi. În mod neechivoc salutăm evoluțiile din Republica Moldova. Susținem pe doamna prim-ministru Maia Sandu și susținem aspirațiile sale pro-democratice și pro-europene. La fel, subliniem că progresul se poate face aproape exclusiv doar prin intermediul statului de drept. Și am văzut că este posibil. Am văzut acest lucru în cazul procurorului general care și-a dat demisia în Republica Moldova. Orice progres în acest domeniu ar trebui să se bazeze pe principiul integrității teritoriale și independenței culturale a Republicii Moldova. Și aici niciun fel de cooperare cu Rusia n-ar trebui să pună în pericol susținerea acestor principii și de asemenea a faptului că Moldova aparține perspectivei europene. Și aici aș vrea să mă adresez colegei din extrema dreaptă care a vorbit despre perspectiva eurasiatică a Moldovei. Perspectiva Moldovei este Europa și trebuie să facem totul pentru ca această fereastră să rămână deschisă pentru Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rareș Bogdan. Excelențele voastre, Republica Moldova nu a avut șansa surorii sale, România, de a adera la Uniunea Europeană. Cetățenii ei, 3,5 milioane de europeni, au fost sacrificați fără milă în ultimii 30 de ani și au fost monedă de schimb în jocul geopolitic. Din cauza corupției endemice și a forțelor destructive din țară și din Federația Rusă, care ne sfidează în continuare, Republica Moldova a fost vândută unor oligarhi în frunte cu Vlad Plahoniuc ani în șir. Acum are în sfârșit un guvern pro-european. Republica Moldova poate aduce plusvaloare Uniunii, dar nu trebuie considerată un mărunțiș. Riscurile de securitate impun măsuri rapide. Trebuie soluții și finanțare pentru a contracara efectele războiului hibrid de la frontiera noastră a Uniunii Europene, frontiera de est. Structurile de securitate, mai ales Ministerul Afacerilor Interne din Chișinău, trebuie integrate în ecosistem. Ministrul Andrei Năstase, vicepremier, este un garant pentru un asemenea proiect alături de întreg guvernul de la Chișinău. Totodată trebuie finanțată educația timpurie în privința valorilor democrație. Este o investiție în viitor. Guvernul de la Chișinău ne poate fi partener. Priviți-o ca pe o mare șansă. Merci. Mulțumesc. Doamna von Gramon-Tobadă. Danke, Herr Präsident. Vielen Dank, Frau Mogherini. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Mogherini, pentru evaluarea dumneavoastră cuprinzătoare. Moldova, la 5 ani de la încheierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, este în continuare cea mai săracă țară din Europa. Și acest lucru este o consecință a crizei politice prin care a trecut această țară. De aceea, noi, acum, după această schimbare de guvern cu o femeie în vârf, am ajuns într-un punct decisiv. Pentru că în acest moment, în mod remarcabil, toate marile puteri sunt de aceeași parte a baricadei. Moldova trebuie să folosească acest moment prielnic pentru a se elibera de oligari. Uniunea Europeană ar trebui, de asemenea, să elibereze finanțarea care a fost suspendată și trebuie să folosim toate eforturile pentru a ajuta Moldova pentru a-și exploata și valorifica potențialul. Pentru că cine merge prin această țară și vede satele părăsite știe despre ce vorbesc.
Dar trebuie să privim la această țară și la potențialul ei și la potențialul acestei țări pentru Uniunea Europeană. Infrastructura în domeniile rurale, infrastructura sanitară, infrastructura de educație trebuie să nu fie uitate atunci când vorbim despre dezvoltarea Moldovei. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Halițchi, Andrei. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant. De foarte multe ori, reprezentanții ai Moldovei au venit în Parlamentul polonez și sperăm că situația se va îmbunătăți, dar este fragilă și evident depinde și de acțiunile noastre, dar trebuie să facem ceva, nu numai pe baza acordului de asociere. Avem și programul Erasmus+, și cred că aici putem să avem realizări rapide, nu numai prin parteneriat. Sigur că trebuie să asigurăm asistență financiară și consiliere, trebuie ca țara să scape de corupție, să se facă reformă în justiție. Astea sunt sarcini pe care Maia Sandu va încerca să le îndeplinească, dar noi, Parlamentul și Comisia, trebuie să acordăm un ajutor continuu și permanent. Mulțumesc! Domnul Kobilius are cuvântul acum. Well, Mr. President. Domnule președinte, doamnă Mogherini, această dezbatere este foarte importantă pentru noi toți și vreau să vă mulțumesc personal, dumneavoastră și Comisiei, pentru toate eforturile pentru a ajuta Moldova să depășească această criză politică. Acum, Moldova este sub guvernarea Maiei Sandu, care știm că este un lider pro-european curajos. De aceea este foarte important pentru noi astăzi să înțelegem cum putem să ajutăm, să-i ajutăm pe moldoveni și guvernul lor pro-european. În 1990, după ce a căzut zidul Berlinului, noi, Lituania și Moldova, eram țări foarte similare în dezvoltare. Acum noi suntem aici și Moldova este în continuare în această luptă pentru libertate. Care a fost motivul unei evoluții atât de diferite? Diferența e foarte clară. Noi am avut o perspectivă europeană din 1993 și am avut succes. Moldova, Ucraina și Georgia așteaptă în continuare un mesaj clar din partea europeană. Sper că cu ajutorul Parlamentului, Comisiei, noua Comisie, va face acest pas. Și vreau să încurajez pe oamenii din Moldova. Reformele europene sunt singura modalitate de a fi o țară de succes. Noi, Lituania, suntem un exemplu bun și suntem pregătiți să vă ajutăm. Mulțumesc! Mulțumim! Cu aceasta am încheiat lista vorbitorilor și trecem acum la intervențiile spontane. Am doi vorbitori care s-au înscris la intervenții spontane. Începem cu domnul Băsescu. Vă mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc, doamnă înalt reprezentant. Cred că luările de poziție din seara asta ne arată că nu știm unde-i esența problemei Republicii Moldova. Problema Republicii Moldova este că nu știe care este viitorul. Uniunea Europeană refuză să-i dea perspectiva intrării în Uniunea Europeană mai devreme sau mai târziu, atunci când va fi pregătită. Republica Moldova este o țară aflată în zona gri și niciun politician din Republica Moldova nu poate spune românilor din Republica Moldova, doamna Mogherini, Republica Moldova e locuită de români. Niciun politician nu poate spune care e viitorul acestei țări aflată între Ucraina, Transnistria controlată de Moscova și frontiera Uniunii Europene. Concluzie, dați perspectivă europeană Republicii Moldova. Altfel va rămâne așa cum este o lungă perioadă de timp. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Mariani are cuvântul acum. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu împărtășesc optimismul unora. Doamnă comisar, Moldova n-a ales Europa. Două clanuri au decis să se alieze în Moldova ca să lichideze un al treilea clan. Haideți să o spunem clar, toată lumea o știe. În realitate, partida europeană reprezentată de doamna Sandu și partida rusă, domnul Dodon, au de fapt o singură țintă comună și anume liderul Partidului Democrat.
S-a spus aici de luptă împotriva oligarhilor în Moldova. E o situație paradoxală. Nu sunt oligarhi, ci la plural, ci unul, la singular. Nu, eu cred că ultimul vorbitor are dreptate. Trebuie să dăm un orizont european Moldovei. Moldova nu este în Europa, dar toți moldovenii care vor să o fac pot să vină, pentru că vecinul său istoric a fost foarte generos cu pașapoarte românești. Deci este timpul ca Europa să aibă un program adevărat de ajutare acestei țări. S-a vorbit de lupta anticorupție, indispensabil, dar de câte ori mă duc în Moldova, aud că e nevoie de ajutor economic concret și cred că aici ar trebui să acționăm la nivel european. Mulțumesc, nu în ultimul rând, domnul Kalar. Thank you very much, President. I'm very glad that Maia. Mulțumesc. Mă bucur foarte mult că Maia Sandu este premier acum. O cunosc de mulți ani. Este o persoană pro-europeană, democrată și care nu este coruptă. Sper că acest lucru dă speranță cetățenilor Moldovei. Și am văzut în această perioadă de când a fost schimbarea, vedem că Uniunea Europeană ar trebui să aibă vot majoritar pe chestiuni de politică externă, pentru că atunci când văd că nu a fost posibilă luarea unei poziții unanime, pentru că se pare că guvernul actual din România era foarte aproape de guvernul Plahotniuc, în timp ce ceilalți susțineau pe Maia Sandu. Și vreau să mulțumesc Serviciul de Acțiune Externă, pentru că reprezentanța noastră de acolo au contactat doar noul guvern legitim, în timp ce celălalt guvern sau alte guverne se gândeau că poate ar trebui să medieze între guvernul legitim și vechiul guvern. Deci, haideți să ne regândim această poziție. Oare chiar e nevoie să avem unanimitate întotdeauna pe chestiuni de politică externă atunci când este evident că e vorba de un guvern legitim, democratic? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Se încheie astfel procedura intervențiilor spontane. Doamnă vicepreședinte Mogherini, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am puține de adăugat. E clar că există acum o șansă, o deschidere și că avem responsabilitatea de a ajuta și de a susține guvernul ca să realizeze intențiile bune și bunăvoința pe care a arătat-o. Pot conta pe noi că vom face tot ce putem, vom însoți acest proces cât mai bine cu putință. Răspunderea, evident, finală este a primului ministru, a guvernului, dar, evident, noi avem tot interesul să o ajutăm și să-i ușurăm sarcina care apare foarte grea acum. Mai vreau să spun ceva. Într-adevăr, declarațiile noastre, mișcările noastre de la Chișinău în orele critice ale crizei instituționale din iunie au fost decisive. Trebuie să spun că de ieri, de la Consiliul pentru Afaceri Externe, am văzut că există unanimitate din acest punct de vedere. N-am avut nicio problemă cu statele membre. Spun de foarte multe ori că la Consiliul pentru Afaceri Externe problema cea mare este lipsa de unanimitate pentru a ajunge la decizii. Dar problema e și după aceea punerea în aplicare a acestor decizii care ține de voința politică din capitale. Vă mulțumesc pentru susținere și contez pe Comisie, pe Parlament, pe Consiliu să însoțim în continuare Moldova. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă vicepreședinte, și mulțumesc tuturor colegilor pentru această dezbatere animată pe probleme de politică externă. Cu aceasta se încheie dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi. Următoarea noastră reuniune va avea loc mâine, miercuri, 17 iulie 2019, de la ora 10, la ora 2 după amiaza și de la ora 3 după amiaza până la ora 7:15. Ordinea de zi este publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului. Ședința se încheie.